În fiecare duminică, foarte mulți turiști vin la acest loc din țara noastră, deoarece se crede că este binecuvântat. Au loc minuni care îi lasă fără cuvinte chiar și pe cei mai buni specialiști. Așadar, află unde ți se pot îndeplini toate dorințele. Acum ai pus încă un motiv în plus să fii mândru că ești român. Nu mai este un secret că România deține foarte multe locuri frumoase și interesante, care din păcate nu sunt prea promovate. Acesta este și cazul unei mănăstiri din județul Brașov, despre care foarte puțină lume știe. Mai exact este vorba despre mănăstirea rupestră de la Șinca Veche sau Templul Ursitelor, așa cum o mai numesc unii. Numeroși credincioși vin duminica să se roage acolo, cerând ajutor fie pentru familia lor, fie pentru cei aflați în suferință. De cele mai multe ori, ruga le este ascultată. În plus, mulți jură că au văzut lucruri inexplicabile în mănăstirea rupestră de la Șinca Veche. Unii susțin că au zărit fascicule de lumină care apar și dispar, alții spun că energia pe care o emană locul nu se poate descrie în cuvinte. Potrivit istoricilor, Templul Ursitelor a fost săpat în anul 1700, în vremea când s-a început persecutarea creștinilor ortodoxi din Transilvania. Pe atunci, Șinca Veche era doar o localitate de graniță, oamenii fiind obligați să treacă la Biserica Română Unită cu Roma din Ordinul Împărătesei Maria Tereza. Mulți nu au dorit să-și schimbe religia, așa că au săpat grotă ce avea rol de biserică. Deși este sub pământ, mănăstirea rupestră de la Șinca Veche, la fel ca orice alt lăcaș de cult, are un altar. De asemenea, ea are o turlă în interior pe unde pătrunde lumina soarelui. Totodată, lăcașul de cult este format din două încăperi mici cu ferestre care abia se pot zări. Felul în care a fost construită grota îi face pe unii specialiști să spună că peștera a fost de fapt un templu dacic, vechi de mai bine de 2000 de ani, relatează impact.ro.